Sâmbătă se anunță o zi importantă pentru ruibiștii de la SCM Gloria Buzău. Aceștia vor susține prima partidă din sezonul 2018-2019 în cadrul Superligii Naționale de Ruibi. Buzoienii au parte încă din debutul campionatului de o întâlnire dificilă, chiar pe terenul celor de la Timișoara Saracens, o formație abonată la titlul de campioană națională în ultimele sezoane. De altfel, Timișoara Saracens a întâlnit SCM Gloria Buzău și în Cupa Regelui, meci disputat luna trecută la Buzău pe arena Prințului Ghica din Parcul Tineretului. Bărățenii s-au impus atunci cu scorul de 52-19 după un meci controlat cu autoritate. În acest weekend, în cadrul primei etape a Superligii, se mai dispută partidele CSM Știința Baia Mare, Tomitanii Constanța, CSA Steaua București, Universitatea Cluj și CSM București, CS Dinamo București.